Dragi ucenice, Părinte Protopop și dragi credincioși, general când merg acasă de la o slujbă, soția îmi spune, Părinte Miroș atămâie. Așa că și dumneavoastră când merge de la slujbă, trebuie să mirosiți atămâie. Și un părinte, apropo de lucrul acesta, spunea că după pogorârea Duhului Sfânt, trebuie să mirosim a har. Pentru că odată cu venirea Duhului Sfânt a început să lucreze în biserică harul lui Dumnezeu. Și în acest fel și în acest mod, lucrarea harului Dumnezeu este o binecuvântare, este gratuită, dătătoare de ton, de entuziasm, de optimism, iertătoare de păcate. Dar, în primul rând, harul Dumnezeu ne dă viață, și nu numai viața de aici, și viața veșnică. Însă, trebuie să ne acoperim întreaga făptură și întreaga ființă, mai bine zis, cu lucrarea harului și cele 5 simțuri prin care putem ca să-L pipăim atunci când sărutăm Sfânta Icoană, să-L auzim pe Dumnezeu din cântările, privind pe Dumnezeu în Sfintele Icoane, de asemenea, îl gustăm pe Dumnezeu când ne împărtășim, iată că ne punem aceste simțuri în slujba Harului Dumnezeu. De asemenea, mi-aduc aminte de o întâmplare, cred că am mai spus-o la o oră catehetică cu câțiva ani în urmă, că erau doi frați, unul a rămas așa cum era pe vremuri, ca cel mai mic să rămână în casă, plugar, stâlpul casei. Și celălalt, din treaptă în treaptă, a ajuns undeva într-un oraș mare din America. Unul la țară, într-o viață, să zic, mai naturală și unul într-o viață aglomerată. În sfârșit, după oarecare revoluție, așa să revoluție, a fost chemat cel de la Alamor, la New York, să zic, sau din Hașa. Acolo, după toate bunătățile, a fost undeva, poate și în Manhattan, acolo unde plătești 100.000 de dolari pe seară. Și la ieșire dintr-un oarecare hotel, sau mai bine zis pensiune, cel de la țară, cu auzul încordat, aude un greier. Da seama, în tumultul orașului, avioane pe sus, mașini, gălăgie, aude cel de la țară un greier. Și aude un greier, spune la frate-sul. De unde? Ce auzi atâta? Eu n-aud nimic, zice. De când am venit de acolo, de la țară, ne-am deformat auzul, n-aud niciun greier. Se duce în fața unui bloc și desface niște frunze și găsește un greieraș mic. Ce nu e adevărat. Și voi aveți auzul încordat și auzul bun. Și aruncă niște bănuți în sus. După ce arunca bănuți, tot s-a uitat prin buzunare. Care și-a pierdut banii. Și în felul acesta, zice, vedeți? Și voi aveți. Dar depinde ce auzi. Așa și în zona noastră, să zicem, a bisericii, dar bine dacă auzi glasul clopotelor, dacă auzi glasul saltirei, glasul preotului, glasul celuilalt care este lângă tine, sau ești încordat numai după bănuți, adică după bani, așa cum se întâmplă că lumea de astăzi a fost și este, și sunt unii încordați cât să câștige chiar pe seama sau în detrimentul celorlalți, chiar dacă ar fi celălalt să moară, nu interesează doar banul, care a devenit idolul de astăzi. Noi însă, cum am zis, ne ducem acasă, mirosim a tămâie și mai ales după bogorârea Duhului Sfânt, trebuie să mirosim și a har, harul Dumnezeu, despre care se spune în atâtea locuri în Sfânta Scriptură, dar și la Sfânta Liturghie, harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl, părtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți, sau pe voi, pe toți, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Mi-aduc aminte de o altă pildă și aș putea să vă țin în pilde și în idei până dimineață, însă la 7:30 am o întâlnire cu pictorii, că pleacă mâine sau în seara asta, să vedem când. Și trebuie să mai dau ceva grițar, să mă cau și eu prin buzunare, numai cel de la... Și în sensul acesta, al harului și al celor ce v-am spus ca și cuvinte pe voi, pe toți, era un episcop care a fost chinuit foarte rău și ca să-și bată joc de el la un bairam, turcii l-au pus să zică ceva din Sfânta Liturghie.
Și atunci el a luat un par de vin și a zis, pe voi, pe toți vremăritorilor, vreți să vă pomenească Domnul pentru părăsia asta? Și s-au speriat turcii când au zis acest episcop care, bineînțeles, că era surghiunit cumva sau, va să zică, pus pe cetea martirajului și erau uimiți pentru faptul că se uitau la el, că el, atunci când a zis pe voi, pe toți, levita. Am conjurat masa unde era Bairamul și turcii așa făceau acolo fel și fel de mâncări, băbeau și așa. Și i-au mers, în loc să meargă pe picioare, au mers pe sus, levita, ca la 40 de centimetri. Și s-a speriat sultanul și a zis, da, părinte, sau cum i-a fi zis, gheaure sau păgâne, sau când ai înconjurat masa cu vinul și ai zis pe voi, pe toți, te-ai ridicat la 40 de centimetri înălțime în jurul mesei pe care ai înconjurat. Deci lucrarea Harului Dumnezeu s-a arătat și mai ales atunci când suntem prigoniți, mai ales atunci când suntem oarecum nu numai de păcate, ci și de alții care încearcă să, până la urmă, să facă lucruri care nu sunt cuvincioase, care nu sunt ale lui Dumnezeu, pentru că pe lângă Duhul lui Dumnezeu, cum vă spuneam și duminică, și Părintele Protopov a spus seara, mai lucrează și alte duhuri, numai că acestea se cunosc și se desleagă de Duhul lui Dumnezeu și, bineînțeles, omul se desleagă de duhurile cele rele, dar ele se cunosc după faptă, cum ai zis, roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, bunătatea, credincioșia, înfrânarea și curăția. E, dacă omul are aceste roade, înseamnă că sunt ale lui Duhului Sfânt. Dacă sunt celelalte, nu are pace, nu are bunătate, nu are înfrânare, nu are curăție, înseamnă că sunt roade ale altor duhuri. Eu vă binecuvintez și să vă dea Dumnezeu putere și sănătate.